a descoperit peste 1 milion de țigarete ascunse în cele mai neobișnuite locuri, în autoturisme și în camioane, și a participat cu succes la peste 4.000 de misiuni în vămile din România. Este vorba despre Sid, un câine antrenat pentru astfel de muncă. După aproape 10 ani de carieră, însă, Sid va ieși acum la pensie de la vama din Drobeta, Turnu Severin, dar nu va fi abandonat, va fi primit cu dragoste să facă parte din familia celui care a fost conductor. După aproape 10 ani de activitate, Sid caută țigările de contrabandă cu un entuziasm uimitor. Pentru el nu există o misiune mai mult sau mai puțin importantă. Este un dușman al țigărilor, pentru că așa a fost pregătit să le găsească. Pentru el căutarea țigărilor înseamnă, de fapt, o vânătoare. Și ăsta e motivul pentru care are atât de mare dorință în a le găsi. Sid este atent la fiecare colțișor al mașinilor pe care le verifică, astfel că găsește țigaretele în cele mai ciudate locuri. Ascunse în locuri, în bordul mașinilor, portierele mașinilor, rezervoarele mașinilor, rezervoare de GPL-ul ale mașinilor. Dar câinele lucrează de aproape 10 ani, a îmbătrânit și a venit momentul să se odihnească, chiar dacă simțurile lui funcționează și acum impecabil. Capacitățile lor fizice se reduc odată ce înaintează în vârstă. Partea olfactivă, adică mirosul, nu se pierde, mirosul pe care l-au memorat nu se uită niciodată. Însă chiar dacă va ieși la pensie, Sid nu va fi departe de conducătorul lui. Au o relație specială și despărțirea lor ar fi imposibilă. Va rămâne în cadrul familiei noastre și va fi permanent cu mine. El poate, datorită simțurilor, să detecteze foarte bine eventualele cantități de țigarete ascunse sau de droguri. Locul lui Sid va fi luat de un alt câine antitabac, care va fi capabil să descopere și droguri. Așa că traficanții nu ar trebui să se bucure că ar putea scăpa nedescoperiți.